Bună! Eu sunt Camelia. Bine ați venit alături de mine în bucătăria gătiște-ușor.ro. Am fost provocată de NG România să reinventez o rețetă pe bază de fasole, un ingredient la îndemâna tuturor pentru platforma Rețete Reinventate. Așa că astăzi vă invit să descoperiți împreună cu mine o rețetă delicioasă cu fasole cu sos de roșii și mămăligă cremoasă. O să avem nevoie de 250 de grame de fasole fiartă în apă cu legume, 250 de grame de roșii la conservă, un morcov, o ceapă, o jumătate de legătură de pătrunjel, o jumătate de linguriță de boia de ardei iute, două foi de dafin, doi căței de usturoi, sare și piper după gust, câteva picături de ulei de măsline. Voi face o mămăligă cremoasă folosind 300 de grame de mălai și 1 litru 200 de apă, 30 de grame de unt, 50 de grame de parmezan și o linguriță cu sare grunjoasă. Voi pune într-o tigaie câteva picături de ulei de măsline și îl voi lăsa să se încingă. Voi căli ceapa și morcovul timp de 10 minute. Întotdeauna când gătesc, am grijă să potrivesc diametrul vasului de gătit cu diametrul ochiului de la aragaz, astfel încât să nu risipesc energie și procedeul de gătire să fie foarte eficient. Voi pune la fiert apa pentru mămăligă. Voi pune sarea și voi lăsa apa să ajungă la punctul de fierbere. Peste legumele călite voi adăuga roșiile și foile de dafin și voi lăsa să fiarbă timp de 10 minute. Adaug acum fasolea, piper, sare, boia de ardei iute și usturoi trecut prin presă. Amestec și mai las pe foc încă 10 minute. În apa clocotită adaug mălaiul și amestec foarte bine. Voi lăsa să fiarbă la foc potrivit timp de 30 de minute până când mămăliga se îngroașe. Mămăliga este gata, s-a îngroșat, dar este moale așa cum vreau să fie. Voi adăuga acum parmezanul, untul, voi amesteca și voi opri focul. Adaug pătrunjelul și opresc focul. Dragii mei, fasolea cu sos de roșii și mămăligă cremoasă este gata. Sper că v-a plăcut rețeta mea și vă urez poftă bună!